Astăzi a avut loc ședința ordinară aferentă lunii în curs a Consiliului Local Deva. Primul proiect înscris pe ordinea de zi, inițiat de consilierii locale PNL, PSD și UDMR, a fost schimbarea din funcția de viceprimar al Devei, al lui Gabriel Ilieș, de la USR. Punctul numărul 1. Eliberarea din funcție a viceprimarului municipiului Deva, domnul Ilieș Gabriel Nenu. Inițiator consilier local, Petru Ioan Dorin, Iorga Ovidiu Gabriel, Iacob Petru Dorin, Sacu Nicu, Goran Jean Dorin, Bocora Mircea Claviu, Moraru Călin Constantin, Moșu Vidu și Povărcean Ferdinand Lontan. Conform așteptărilor, proiectul a fost adoptat, existând chiar și un vot în plus față de calculele politice inițiale. La vota participat în numărul 20 de consilieri, au fost 17 voturi valabile exprimate, 3 voturi nule. Pentru numărul de voturi, pentru eliberarea din funcția viceprimarului municipiului de Pantanul Ilieș Gabriel Nenu, 15, numărul de voturi împotriva eliberării din funcția a viceprimarului municipiului de Pantanul Ilieș Gabriel Nenu, 2. Pentru funcția de viceprimar a fost propus, tot conform așteptărilor, Ovidiu Moș, de la PSD. Acesta a fost singura propunere, iar Ovidiu Moș a fost confirmat ca viceprimar al Devei, având de această dată doar 14 voturi pentru numărul minim necesar pentru alegerea în funcție. La vot au participat în numărul de 20 de consilieri locali, au fost 17 voturi valabile exprimate, 3 voturi nule. Rezultatul votului vizibil emoționat, Gabriel Ilieș i-a urat succes celui care îi precede în funcție și a făcut un scurt bilanț al mandatului său de un an. Doresc în primul rând să-l felicit pe domnul primar Ovidiu Moș, cu care astăzi voi face schimb. Îi doresc succes în mandat și putere de muncă. S-a încheiat astăzi mandatul meu de viceprimar, un mandat de puțin peste un an. În această perioadă doresc să spun că am fost onorat să servesc Deva și pe cetățenii Devei. Am încercat în această perioadă să aduc un plus valoare în dezvoltarea orașului. Am inițiat unele proiecte care sunt convins că vor merge mai departe. Vreau să mulțumesc acum la final de mandat pentru modul în care am colaborat cu conducerea primăriei, cu unii primarii de asemenea și colegilor din primărie, domnul administrator public, doamna secretar general, și colegilor din toate direcțiile. Mulțumesc și colegilor consilieri alături de care am inițiat proiecte pentru dezvoltarea Devei. Mulțumesc și presei, care mi-a dat și sfatul prietenesc și m-a și criticat constructiv ca să nu uit care este rolul meu aici. Și asigur cetățenii Devei și pe colegi că în continuare calitatea de consilier local voi lucra pentru Deva. Mulțumesc și felicitări pentru domnul viceprimar. Ovidiu Moș, care revine în funcție după un an, acesta fiind al patrulea său mandat de viceprimar al Devei, a fost mai scurt în prima sa declarație de după alegere. Mulțumesc pentru votul acordat astăzi și vreau să vă asigur de o întreagă colaborare împreună cu colegii mei de la PSD pentru dezvoltarea municipiului Deva și, bineînțeles, și sprijinul cetățenilor municipiului Deva. Vă mulțumesc! Primarul Devei a mulțumit lui Gabriel Ilieș pentru activitatea depusă și speră să aibă aceeași bună colaborare cu Ovidiu Moș ca și în mandatul trecut. Aș dori și eu să mulțumesc domnului consilier Ilieș Gabriel pentru colaborarea pe care am avut-o în administrația publică locală, perioada în care a fost viceprimar și vreau de asemenea să asigur că toți colegii în administrație vor vine la fel de scris față de noastră, domnul consilier, și sunt convins că și colegii din Consiliul Local, din diferite culori politică, vor sprijini proiectele, inițiativele pe care le veți aduce în fața dânșilor, care să facă un punct de valoare orașului și comunității. Vă mulțumesc încă o dată pentru colaborare și domnului viceprimar Ovidiu Moș, îi doresc succes. Am mai colaborat cu dânsul în mandatul trecut și sunt convins că împreună și noi executivul, cu dumneavoastră consilierii, vom genera suficient de multe proiecte utile municipiului Deva.
Prin alegerea social-democratului Ovidiu Moș și la DEVA se formează alianța de la guvernare, primarul Florin Oancea fiind membru al PNL, iar celălalt viceprimar, Ferdinand Pogăcean, este de la UDMR. Cele trei partide au împreună în Consiliul Local DEVA 14 reprezentanți, exact cât trebuie pentru a asigura orice fel de majoritate la trecerea proiectelor de hotărâri.